fost principalul argument pentru care Faru a reușit această performanță? Lotul care l-am făcut în august, toată vara care am plănuit, am avut șansa să semnăm jucători foarte buni, care știam ce potențial au, cu toate că nu erau într-o formă foarte bună, dar știam că antrenându-i bine și știam caracterul lor, știam valoarea fotbalistică și cred că am semnat foarte bine lucruri care ne-au adus, plusul care l-au adus în echipă, și cred că echipa a fost foarte bine alcătuită pe toate compartimentele. Fiecare în compartiment, cum am zis, avem 1-2 jucători care excelează, sunt de nivel foarte bun. Cred că constanța, și după aceea al doilea argument, constanța care am avut-o de la început până la sfârșit și cu mentalitatea de a încerca să câștigăm fiecare meci, să luăm cele 3 puncte, să jucăm numai la victorie, să atacăm foarte bine ca să dai goluri, să marcăm goluri ca să poți să câștigi, că altfel meciurile se termină 0-0 și nu... Și ușor-ușor lucrurile le-am făcut. Pas cu pas, tot ce am făcut, am fost inspirați, jucătorii au devenit mai buni în fiecare zi și a venit și acea mentalitate care am avut-o în play-off, foarte, foarte bună, unde am fost convinși de ce am făcut, am crezut în ce am făcut și aveam curaj și toți împreună și un spirit foarte bun, pozitiv. Ați mers în vară și le-ați spus jucătorilor că veți face echipa aceasta de titlu. V-ați uitat în ochii lor, câți au crezut promisiunea asta? Capitanul le-a zis, nu la toți, la capitanul Lari. Am zis de anul trecut, voi face cum și acum spun, că trebuie să construiești ceva, pentru că ieșim în Europa și trebuie să fim atenți la acest aspect. Ce nu vedem noi și vedeți dumneavoastră? Pentru că de fiecare dată când spuneți ceva, la un moment dat devine realitate. Experiența care am acumulat-o de când m-am apucat de fotbal și până acum. Învăț în fiecare zi, progresez. Am avut mentori foarte buni, profesori foarte buni care i-am avut, care m-au crescut. Mi-au implementat această pasiune și să iubesc fotbalul foarte mult. Și totul se învață în fiecare zi, dacă vrei să înveți. Sunt deschis să învăț. Chiar dacă greșim cu toții, cu toții facem greșeli, mai ales când muncim și la muncă, toată lumea greșește, dar important e câte reușite ai. Nu cu greșelile, iar reușitele trebuie să fie foarte mari. Ajută foarte mult pozitivitatea aceasta să te crezi întotdeauna bun și că poți face multe? Numai dacă crezi, atunci poate să vină. Deci, legea atracției, deci trebuie să știi să-ți atragi succesul, să știi să-l vezi, să-l simți, să depinzi, să știi că depinzi de tine. Nu poți să, cel puțin mentalitatea mea e că în viață depind numai de mine, ceilalți doar poate să mă sprijine. În restul depinde de mine, tot eu trebuie să mișc lucrurile, același lucru le transmit jucătorilor. Fiecare trebuie să aibă acest aspect. Depindeți de jucători însă pentru o performanță. Însă v-aș întreba, aveți o echipă mică, da, însă de cum reușiți să faceți performanță și să o transformați în campioană? Asta dovedește că sunteți un antrenor foarte bun? Sunt lucrurile foarte clare. Antrenorul planifică staff-ul și cu staff-ul lui, cu tot, planifică succesul, tactica, jucătorul face diferența. Deci dacă n-ai jucători, poți să pregătești și să faci, deci jucătorul face diferența. Noi am avut jucători foarte, foarte buni. Cum ați ales jucătorii ăștia în momentul în care v-ați făcut acest plan? Toți. Fiecare compartiment știam, de exemplu, și Mihai când l-am ales pe Popescu, știam că l-am văzut când avea 20 de ani, 21, și juca la Călăraș, știam ce pot joacă, îi cunosc, îi urmăresc, îi știu ce potențial au și atunci, bineînțeles, venind la noi și sunt deschis să învețe, să progreseze cu fotbalul nostru, care e un fotbal care te poartă la a juca în față, a juca ofensiv, a ataca, îți dă personalitate și creștem această personalitate și care creăm această presiune care există în vestiar prin subsemnatul, dar e o presiune care poate să fie numai bună, pozitivă. A încercat să fii mai bun și să câștigi, cred că toată lumea își dorește lucrul ăsta. Și după aceea trebuie să muncești foarte mult. Îmi plac jucătorii care totdeauna sunt deschiși și vor să se antreneze bine, pentru că în antrenament înveți tot. Acolo progresezi. După aia meciul e o plăcere. La meci trebuie să te simți bine. Îmi spuneați de Mihai Popescu, a fost așa un jucător care poate nu a reușit să confirme la nicio echipă. Cum credeți că la Dinamo a jucat, a avut o perioadă foarte bună, calități foarte bune. Dar n-a fost păstrat acolo și a fost gonit la un moment dat. Nu știu, eu nu cum știu, credeți știu că l-ați schimbat dumneavoastră? El a învățat cu noi multe lucruri, cred eu, pe partea ofensivă. Defensiv era foarte bun,
fizic stă bine, e atletic, stă foarte bine. Jucătorul, cred că e un jucător care a ajuns, a avut la cap 100% duel. E un jucător foarte bun cu stângul și cu dreptul, are ambele picioare, marchează bine, e agresiv, e foarte serios, se antrenează bine. Deci un băiat care deschis să progreseze, îl știam, s-a dus în Scoția, a jucat și acolo, am făcut o alegere bună, deci ne-a ajutat foarte mult. Nu dispuneți de un buget foarte mare, aveți bugetul cel mai mic, probabil, dintre echipele acestea din play-off. Cu toate acestea aș câștiga titlul. Până la urmă, secretul nu stă în bani? Ba da, secretul, banii avem nevoie. Nu contează mai mult sau mai puțin, diferențele când nu sunt așa de mari, poți să faci, să creezi diferența dacă muncești bine și dacă semnezi. Atenție, totdeauna gândul meu e să semnez jucători foarte talentați, foarte buni, care să joace fotbalul care mi-l doresc. Flacăra s-a aprins la Constanța, adică iubirea. Oamenii au început, văd o echipă frumoasă care joacă fotbal și suporterii vin când joci fotbal și faci un fotbal bun. Cred că asta i-am convins ușor, ușor. Lucrurile se fac pas cu pas. Nu uitați, Constanța e o provincie și un Dobrogea. Scuzați-mă, Dobrogea și Constanța, potențial foarte mare, puternici. Suntem mulți, eu zic că se creează, vom fi împreună, vom fi puternici și vrem asta pe... Dar toate pas cu pas, cu toate se mai accelerează și procesele acestea de construcție, a construi o echipă puternică, cum s-a întâmplat la noi anul ăsta, pentru că am avut șansă multă și am semnat jucători foarte buni. Cum ați convins jucători, nu știu, precum Alibec, să vină la Farul și să-l transformați? Pentru că am văzut un Alibec foarte responsabil, un Alibec transformat. Jucătorul la noi trebuie să intre în principiile noastre. Noi avem identitate. Cine intră și ne-i place să antreneze, poate să facă și, bineînțeles, să fie fotbalist, să fie foarte talentat. În rest, dacă el vrea, noi vrem. Întrebăm prima oară dacă vrea. Dacă îi place de noi, să vrea să vină la noi și atunci, al doilea lucru, restul ne ocupăm noi. După aceea, el doar trebuie să se antreneze, să joace fotbal, să încerce să fie cel mai bun. A slăbit, îl vedem, se dorește foarte mult. Astea sunt lucrurile lui, el a fost corpul deci lui. Deci nu ați cerut dumneavoastră asta? El e altul. Nu, n-am făcut eu, nu. El când a venit arăta bine, el s-a convins de anumite lucruri. Totdeauna depinzi de tine, persoana trebuie să-și dorească, trebuie să vrea, nu poți să împingi dacă cineva nu vrea. L-am văzut și îl vedem tot timpul, se enervează pe teren dacă nu ies lucrurile bine. Caracterul meu la fel. Și eu eram la fel. Îmi plac fotbaliștii aceștia, pentru că, în primul rând, ei se manifestă câteodată prea mult. I-am zis lucrul ăsta să se preocupe numai de el, să se vadă, să se gândească numai la ce trebuie să facă el. Și atunci o să fie foarte, foarte, foarte bun. Jucător excepțional, jucător care e capabil să puternic, tehnic, o sămânță foarte bună, vrea să câștige fiecare minge, fiecare la antrenament, la meci, el vrea să fie un câștigător. El trebuie doar să fie mult mai atent la mental, să fie la, să gândească la ce trebuie să facă el. El nu are nevoie, e atât de bun și ajută atât de mult, poate să facă lucruri dacă se gândește la el, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, nu de ce, de ce celălalt. Dar e normal și eu am făcut așa, până la urmă, acesta e spiritul, el are spirit foarte bun. De multe ori, din dorința de a face multe pe teren, mai greșește. Și-o am greșit. Am văzut că l-ați apărat acolo. L-ați înțeles? I-ați înțeles? 200%. Deci, de ce să nu înțelegi un jucător care 99% din timp te-a făcut, a jucat foarte bine, a dat echipei ce trebuia? S-a întâmplat, se poate întâmpla. Dar a învățat, l-a responsabilizat asta? Cine muncește, cine e pe teren, fiecare poate să greșească, poate să facă o greșeală. El doar a făcut o greșeală mică, dar a făcut-o. Și, dar nu puteam să ne uităm la ea, cât trebuia să vedem ce a făcut el și de aia și sta cu noi în cantonament, a venit cu noi, a stat cu echipa, a participat la toate practice, i-am ținut pe toți să fim împreună și asta e, lăsăm deoparte tot ce a fost. Era treaba echipei să scoată ceva în plus și a antrenorilor să găsească soluții. Nu era el, dar el ne-a sprijinit chiar dacă nu era pe teren, așa cum am zis și înainte la interviul al Alibeche, când e pe teren, oricum, e, indiferent ce face, dar e foarte bine pentru noi.
Îmi spuneați că nu aveți bani de achiziții, însă de multe ori e nevoie să și vindeți jucătorii care excelează la Faro. Da, nu, Alibec va continua? Totdeauna o să fie asta, totdeauna va fi așa. Pentru că totdeauna noi nu suntem Real Madrid, Barcelona și cei vând. Deci suntem pe un market care intrări și ieșiri trebuie să existe totdeauna. Important e să fii atent la toate și niciodată să nu te slăbești. Eu cred că noi am făcut treaba aceasta, chiar dacă am vândut jucători și pentru că trebuie să vindem, că avem foarte mulți jucători în academie, producem jucători, investim în jucători tineri și cum am zis, pleacă unul, dar vine altul care poate e mai bun ca el. Deci totdeauna trebuie să știi să ai în spate ziua de mâine, nu? Și asta cred eu că noi suntem cei mai buni aici, dar suntem cei mai buni și avem din spate copiii care vin, așa că nu trebuie să... După aia, important e să vinzi la prețul foarte bun și la momentul care... Alibec rămâne să continue proiectul acesta? Are contract cu noi în România, v-am zis, am vorbit de... Are contract cu noi 2 ani, încă 2 ani, dar afară, dacă el are vreo ofertă, e decizia lui, poate decide, pentru că când unul se duce să câștige bani mai mulți, nu poți să-l oprești. Așa am făcut pentru binele lui. Dacă el vrea să rămână în continuare cu noi, el știe, dar trebuie să ne zică la un moment dat. Avem o dată unde trebuie să ne zică, pentru că și noi trebuie să pregătim vara, preliminariile și după aceea următorul campionat. Deci până când trebuie să decide dacă... Ei, în contract. Cât mai repede, cât mai bine. Guardiola spunea așa, că Bernardo Silva este esențial pentru jocul lui City. Care ar fi jucătorul esențial pentru jocul Farului? Pep odată zice de cineva, odată zice de totdeauna, cum am spus, jucător când vorbești individual de jucător, jucătorul face diferența. Deci, practic, e o echipă, o formez cu jucători foarte buni, calități foarte bune, care poți face jocul tău să-ți meargă principiile tale și identitatea ta care o ai. Noi, anul ăsta, un jucător așa, să dau și eu un nume, e Artean, care pentru mine a jucat în toate pozițiile, ne-a ajutat enorm și a făcut-o totdeauna de notă 7, 8, 9, a excelat câteodată, că a fost mijlocaș și inter, că a jucat mijlocaș central, că a jucat fundaș central și în stânga și în dreapta. Deci Bebe e fenomenal. Felicitările mele, e un jucător și care orice antrenor și-l dorește, pentru că e polivalent, e foarte, foarte serios, câteodată prea serios, dă prea mult, dar un băiat care ne-a ajutat foarte mult și care a crescut cu noi, a învățat jocul nostru, ne știe și l-am folosit când am avut nevoie oriunde. Deci un jucător de echipă foarte, foarte bun. Care credeți că a fost așa cel mai greu moment din sezonul acesta? Că e sezonul lung, se întâmplă... Primele două egaluri acasă care le-am făcut când am început campionatul. V-au deranjat așa un pic pentru că aveți planul făcut, nu? Nu, dar nu demarcam goluri la început de campionat, până să vină, până să ne strângem. Muncești cu 7 jucători în spate, dar cei 3 din față trebuie să ai jucători care să marcheze goluri și să dea pase de gol. Trebuie să ai jucători atacanți foarte buni și atunci nu era bine că noi acasă am făcut 2 egaluri. Nu eram mulțumiți cu lucrul ăsta și atunci am lucrat și a venit și Denis, a venit și Luis Munteanu și atunci ne-am întărit în atac foarte bine și de atunci am excelat. A fost o întâmplare, Mazilu, descoperirea lui Mazilu nu, în Superliga? Nu, sau? Nu, cu el nu. Noi îl știam, era de un an cu noi, știm ce calități are, atât fizice cât și tehnice, la parametri foarte înalți, europeni, deci e un jucător complet, dar și el trebuie să crească, că e un copil care imediat a sărit, a făcut o intrare în divizia, în Liga 1, așa cum și eu am intrat, cum intră jucătorii mari, a făcut-o, a intrat repede, s-a impus, acum trebuie să aibă continuitatea să crească și vedem ce va fi. Maturitatea asta a tinerilor pe care îi vedem în echipa dumneavoastră, de unde vine? Concept, tehnic. Toți ne antrenăm în aceeași direcție, toți pedalăm în aceeași direcție, dar avem identitate. Ei sunt obișnuiți cu această presiune ca să câștigi de mic. La noi trebuie să vii, să încerci să devii cel mai bun, să câștigi fiecare meci, să fii un campion. Creăm campion. Asta vrem să facem și cred eu că asta am făcut și am făcut-o foarte bine. De aici vine totul. Identitatea asta înseamnă un concept tehnic foarte clar, formă de a selecta, de a antrena, de a juca, de a face lucrurile împreună, toți suntem împreună și cred eu că avem potențial foarte mare. Borza și Mazilu sunt de vânzare în momentul acesta sau îi mai păstrați să mai crească puțin aici lângă echipă? Depinde de dacă vin ofertele, noi suntem deschiși totdeauna, nu oprim niciodată pe nimeni.
suntem deschiși și contează. Important e să vindem bine și să aducem și mai bine. Să completăm lucrurile, să nu cumva. Deci suntem atenți, nu dormim, suntem atenți la toate detaliile acestea, pentru că trebuie să formezi și sunt inevitabile. Deci majoritatea cluburilor din lume își doresc să facă asta. Foarte puține cluburi din lume au un potențial enorm care doar cumpăr. Nu, intrări și sunt totdeauna, așa că nu trebuie să te ferești de lucrul ăsta. Important e să vinzi bine, nu cum am vândut noi câteodată, mai puțin, la bani puțin. Dar ca să faci bugetul și ca să ajungi acolo, trebuie să facem și lucrul ăsta. Cum am făcut anul trecut, că anul trecut au plecat jucători, trebuia să facem și am făcut-o. Și anul trecut am schimbat foarte mult, am schimbat, cred că 10 jucători, dacă nu mă înșel. 10 jucători cu plecări, cu ieșiri, vreo 10-12 jucători, dar au venit alții. Acum trebuie să păstrăm grupul foarte bun și după aceea să aducem să completăm cu jucători care să ne facă mult mai buni. Veți cumpăra sau tot așa încercați să vânați jucătorii buni cu calități care pot aduce un plus în echipă? Vom vedea, vom vedea. Muncim acolo, suntem deschiși. Nu putem vorbi înainte de a face lucrurile. Le vom face, deci să fim atenți la toate. Vă întreb așa, Nedelcu a luat titlul cu Viitorul, a plecat la FCSB, acolo a fost pe locul 2, se întoarce aici la Faru și câștigă titlul. Care campionii e secretul? Care e explicația? Campionii creează campionii. Tot un club mare are o bază foarte bună și baza noastră e Academia, care acolo construiești succesul. El vine, deci noi în vestiar stăm foarte bine. Stăm, nu bine, extraordinar. Avem un vestiar uman extraordinar. Cred că acesta a fost secretul nostru. Suntem o echipă. Cauzează un pic familia asta și starea asta de bine, pentru că mă uitam, Băluță nu a reușit în afară, se întoarce aici și este excepțional. E o greșeală totală față de Băluță când spuneți că n-a reușit afară. Băluță a avut două metatarsiane, două accidentări foarte grave cu operații, care n-a putut să joace. N-a avut cum să joace, nu s-a... Nici măcar a avut și ghinionul ăsta. Ghinionul care l-a avut. Dar și era foarte greu să revină, pentru că a avut două la același picior. Și atunci. Dar acum arată bine, a venit cu noi, a făcut o alegere bună, cred eu că îi mulțumim că a venit la noi și ați văzut ieri, cred că pentru mine ieri, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun jucător de pe teren. Care a fost jucătorul care v-a impresionat așa? Poate nu vedeați o creștere foarte mare, poate vă așteptați să crească așa treptat și v-a impresionat sezonul acesta prin maturitatea lui. Nu e bine să rămân cu unul, că tot vorbim de unul și de unul și noi avem în fiecare compartiment. Eu zic că portarul a progresat foarte mult, Marian cu noi, arată bine, din ce în ce mai bine, mult mai atent, mult mai responsabil, un portar pe jocul nostru și cum jucăm noi. În linia de fund avem un Larie care, la vârsta lui, a avut o constanță incredibilă și se antrenează și e foarte, foarte, foarte serios și știam asta de el. Popescu cred că a dat mai mult, a crescut foarte mult în acest an și cred că dacă îl întrebați, e conștient, păcat că s-a accidentat. El crede în apărare, el și Kiki, care am adus ceva care a fost foarte bun, în afară de copii. Mijlocul, cum am zis, cred eu că Nedelcu, Artean, Băluță, cred eu că e unul dintre cei mai buni din România, așa cred, ca și randament și calitate care o au, cu meciuri internaționale, meciuri foarte mult la junior, la echipa de seniori. Deci știam lucrul acesta, aveam experiență și la mijloc, aveam putere și în atac cu Luis Munteanu și cu Denis, atacul nostru chiar avea greutate mare. Și cu toți ceilalți. Cu Gabi, care a venit și ne-a ajutat, Torje ne-a ajutat foarte mult, cât a făcut-o și cum a putut să o facă, ne-a ajutat foarte mult. Toți jucătorii care au venit au făcut ceva și s-au dus, inclusiv Adi Petre, a câștigat, mi-a trimis mesaj să-i păstrez și lui în tricou, da, o să o fac, pentru că la Mioveni l-a marcat două goluri. Care a fost, apropo de mesaje, care a fost mesajul special, așa, care v-a mers la suflet? A, nu, foarte multe telefoane, deci lumea, foarte mulți. Și de ziua mea când am împlinit. Și acum, așa că văd că lumea e atentă, se uită la noi și mă urmăresc și e bine. Și le mulțumesc că sunt alături de mine. N-ați vrut așa, a fost totul în culise, însă aseară a fost așa o convorbire telefonică
de departe cu Iannis. Ce v-a spus? V-a felicitat? Cum a fost? A fost o duminică frumoasă, perfectă pentru familia Hagi. Adică el a excelat, a intrat, a așteptat după un an și ceva așa de greu care l-a avut și prin ce a trecut el. A marcat că îi place golul și pasa de gol, i-a venit reușita, am văzut că e fericit. După aia el mi-a transmis că acum e rândul tău. După aia și m-am bucurat și eu după, ne-a ieșit și nouă seara și toată în seara toată familia Hagi era fericită. Cum e să-l vedeți pe Iannis acum, că e bine după o perioadă? Sunt mândru de el. Nu e nimic, sunt mândru de el și de fata care o am, pentru că doi copii care au o profesie, sunt serioși, s-au dedicat și fac totul pentru ei, pentru că ei tot timpul numai ei pentru ei fac. Și sunt doi copii care își asumă și iau decizii, iau responsabilitate și mă bucur că muncesc, că se duc la muncă. Fotbalul mi-a dat tot, din nimic am ajuns unde am ajuns și trebuie să întorc ceva. E o obligație, eu văd ca o obligație profesională să întorc acest lucru. Și am încercat să întorc cât pot eu mai bine cu puterea mea și cu potențialul care l-am avut. Și am încercat și cred că am făcut, după profesia mea de jucător, de fotbal, că am jucat fotbal, cred eu că al doilea lucru cel mai bun asta, că am făcut acest lucru, că am investit în tineri. V-am văzut la petrecere, ați fost sufletul petrecerii. Noi suntem obișnuiți să vă vedem mai mult la muncă, unde e multă seriozitate, sunteți acolo încrâncenat. Cum vă relaxați când sunteți departe de teren? Îmi place muzica mult. Cânt și în casă ascultăm muzică. Și ați văzut că știu să dansez, că am coordonare, mobilitate, dacă sunt... Da, când e de petrecut, petrecem, că așa e la noi și știm să facem lucrul ăsta, când e să muncim, muncim. Deci sunt două lucruri care sunt total diferite, dar trebuie să știi să o faci, trebuie să fii cu echipa, să te vadă acolo, că nu poți să fii numai serios, să mă vadă cum sunt la antrenamente sau cum fac. Așa că când e de distrat, ne distrăm, când e de muncit, muncim. Cum vă relaxați în vacanța care va urma? Ce planuri aveți? Familia, plecăm la Mallorca împreună, cum stăm, eu să planific echipa, lotul până să-l fac și diminețile de la 7 la 9. Și după aia să ne relaxăm și când poți să te relaxezi cu familia, să stăm liniște, să ne odihnim, să medităm, să ne gândim și să ne relaxăm. Și după aceea, să, bineînțeles, să mai ieșim la restaurant și să stăm să petrecem împreună cu toți. Vă consultați cu soția dumneavoastră? Își mai dă cu părerea despre fotbal sau nu? Nu se bagă în discuțiile acestea. Da, îi place fotbalul, că dacă nu îi plăcea, nu cred că chiar îi place. Familia, toată familia sunt sportivi care tot la fel le place fotbalul și da, are noțiuni, dar nu se bagă, nu... Asta e culmea. Sora mea, mai cea mică, mai se pune și are ea de lei, dar așa e, ce să faci? Vă certați așa pe... Nu, nu ceartă. Nu, așa, în glumă, dacă zic. Nu. Mai vorbim, atâta, din asta, că vrei, nu vrei, trebuie să vorbești despre... Și eu mai zic de ale mele când mai sunt supărat. Dar trec toate. V-am zis, totul durează o zi. Și binele și rău durează o zi. Și de-a doua zi trebuie să fii încărcat să o iei pozitiv și să o iei de la capă, să vezi în față drumul care trebuie să mergi. Spuneați că pregătiți sezonul următor. Ce v-ați dori mai tare în viitor? Un nou titlu cu Farus? Jucători foarte buni, care trebuie să iau și să aduc, pentru că numai ei te fac mare, numai ei îndeplinesc obiectivul, ei fac rezultatul, ei sunt pe teren. Noi îi antrenăm după aceea, jucători care foarte buni, care dar după aceea vedem, îl luăm și după aia să-i placă să se antreneze, pentru că noi ne antrenăm. Ziceam așa, ce ați vrea, un titlu cu Farul în viitor sau să-l vedeți pe Iannis la Euro 2024 cu Naționala? Eu vreau mai multe, nu doar atât. Vreau ca și echipa națională să se ducă la europene, vreau și Iannis să joace, să fie sănătos, în primul rând și după aceea să joace. Vreau ca noi la club să excelăm, să creștem din punct de vedere administrativ lucruri care le facem și ne dezvoltăm și partea tehnică care la fel să performeze, să producem jucători și rezultate, performanțe mari.
De multe ori îi convingeți pe jucători prin modul de lucru al dumneavoastră. Care e cel mai mare salariu? Așa, nu știu, ne uităm la FCSB, 30.000 de euro câștigă Florinel Coman. Fix. La noi cât... Da. Noi, în momentul de față, plătim 7.000. Cel mai mare. Deci îi convingeți doar prin promisiunea asta că pot deveni campioni? Nu, nu, nu. Bineînțeles că au bonusuri. La noi, după aceea, au bonusuri. Fiecare personal au bonusuri. Lucrează cu bonusuri. Fixul, ne-am dus, poate anul ăsta o să ne ducem și mai mult puțin, dar contează bonusurile pentru mine, pentru că jucătorul trebuie să fie motivat să producă. Eu produc și el trebuie să producă. Trebuie să producă performanțe. Trebuie să performeze, trebuie să exceleze. Și atunci când e, și eu am nevoie de acești jucători care sunt motivați. Nu pot să-ți dau fix de la început, totuși după aceea eu să am probleme în partea administrativă. Deci, produci, i-ai luat. Acum, au produs, au ieșit campion, toți banii care sunt de la locul 4 de anul trecut până la locul 1, sunt ai lor. Deci îi iau ei. Sunt banii lor. Deci nu vă face gaură în buget, era nu. Bugetat totul. Nu, era bugetat, da. Performanța aduce performanță. Excelezi, banii vin. Important este să faci performanță. Și eu am înțeles lucrul ăsta și vă dau un secret, adică noi am trecut, am făcut la fiecare victorie, jucător are personal, are echipa colectivă, are bonus de victorie, dar și fiecare jucător în contractul lui, încercăm, am schimbat, are bonus de meci, de victorie, deci are dublă primă. Și ne-a mers foarte bine și un lucru foarte bun. Și uite că ei acum chiar au luat toate bonusurile, așa că o să le fie bine. Antrenorul? Primește un bonus important? Și eu am contractul mic, am bonus, dar bonusul care îl iau eu nu o să las la el după aceea imediat la club iar înapoi, pentru că avem la loje și trebuie să cumpăr iar niște locuri la loje. Dar antrenorul campion este căutat în momentul acesta? Nu se pune problema așa în momentul de față. Eu știu că totdeauna sunt căutat, eu lucrez pentru cota mea pe piață, orice performanță care fac, e clar că mă pune la anumit nivel. Am o meserie, cum v-am zis, niciodată nu dau faliment pentru că am o meserie. Mâine, dacă e, mâine nu mai am niciun ban, totul se duce, nu contează, pentru că eu mă duc la servici și sunt căutat. Asta le zic și jucătorilor. Cine e bun, e căutat. Așa că trebuie să lucrezi pentru asta și trebuie să-ți faci meseria, fiecare cu ce îi place să facă. Eu fac numai și numai ce îmi place. Ce provocare ar trebui să vină ca să renunțați la proiectul acesta și să plecați să antrenați în altă parte? Cum am spus, o echipă națională sau o echipă care să câștigă în Europa? Trebuie să mă duc, de ce să nu pot să încerc? Deci sunt două gânduri care le-am, două lucruri care le-am spus de mult timp. Da, o echipă națională și o echipă puternică care vrea să câștige în Europa. Și putem să construim un proiect care să câștigi imediat, adică an de an se poate. Mi se pare că porțile naționale sunt închise pentru dumneavoastră aici în România? În momentul acesta? Mi se pare, n-are rost să vorbim de acest lucru, eu sunt la Faro acum, n-are rost să mergem în lucruri care eu doar am spus, pot să antrenez orice altă națională, oricine vrea, sau o echipă mare de club. Deci, practic, două gânduri ale mele care le-am spus, în rest, n-am nicio... Eu sunt la Faro acum, deocamdată sunt acționar majoritar aici încă la Faro și când sunt acționar majoritar la Faro, sunt la Faro. N-am cum să fiu în altă parte. Vorbiți tot timpul despre problemele fotbalului românesc și de multe ori pare că oamenii nu ascultă așa ceea ce încercați să spuneți. Și l-auzeam și pe Dan Petrescu spunând așa, se plânge că nu e respectat în România. Cum vă simțiți dumneavoastră din munca pe care o faceți? Ba da, eu zic că noi suntem. Suntem, dar nu poate fi, niciodată nu o să fie toată lumea cu tine. Deci nu e bine. Până la urmă că anumite lucruri te mai trezesc, să analizezi anumite lucruri. Nu, noi suntem respectați pentru că cred eu că toți românii ne iubesc, pentru că am făcut performanțe foarte bune și asta. Dar una e una, după aia când începi și ești în profesie, odată mai greșești, odată excelezi. Și aici, da, vine jocul și vine în fiecare zi, se vorbește, se zic multe. Dar ce rămâne e că Dan Petrescu, lumea îl respectă pentru că a câștigat 5 campionate, a dus CFR-ul în Europa și n-am vrea și noi să facem lucrul ăsta, sau eu, n-aș vrea și eu să mă duc. E un exemplu, bravo lui, cu fotbalul lui, cu interpretarea lui, cu sistemul lui, cu tot ce face el. Dar știu că el e un tip foarte, foarte bun profesional. Era momentul... Deci noi suntem respectați, așa nu... Că se mai zic una și alta, face parte din joc. Suntem în joc și face parte și...
trebuie să rămânem cu lucrurile bune. Eu rămân cu totul, totdeauna și totdeauna să rămân cu lucrurile bune, cele bune. Restul le arunc. Pentru mine sunt lucruri care n-am de ce să... Le văd, mă uit, dar le arunc. Și rămân cu lucrurile bune, că mă încarc să merg înainte, că trebuie să merg înainte. Revine la modă fotbalul spectaculos, pentru că până acum am avut campioana CFR, care nu avea așa un joc spectaculos, era stilul acela lui Dan Petrescu. Stilul lui, dar știe să atace și știa să se apere. Petrescu știa să se apere, el pune prima oară, mă apăr bine, nu iau gol, dar după aia știa să atace, că altfel marca multe goluri. Ei au marcat multe goluri, erau mult mai vertical decât ceilalți. Dar echipa lui Dan e verticală, e pe poartă, e mai directă, nu. Noi vrem mai multă posesie, ne dorim să avem mingea, dar el vrea să fie mai bine din Italia și din Anglia. E conceptul lui, așa crede și a demonstrat și e un câștigător, așa că e varianta lui. În fotbal sunt foarte multe variante, foarte multe sisteme, foarte multe moduri de a interpreta, multe detalii care trebuie să ai grijă de ele, multe, multe detalii. Da. Am văzut, s-au întors spectatorii pe stadioane. E așa o părere de rău că n-aveți în momentul ăsta un stadion mai încăpător să vină absolut, și mai mult suporte? Absolut, bineînțeles. Absolut. E ce-i trebuie, constanță. Și aici lucrăm cu toții, cu oficialitățile, cu toții și împreună o să sperăm ca în 2025 să fie stadion. Ce visați? Adică ce puteți realiza sezonul acesta, în această vară, cu această echipă, cu acest lot? Îmi spuneați că trebuie să gândiți bine și transferurile. Acum trebuie să planificăm, nu pot să vorbesc. Ne dorim să performăm și în vară. Să fim ambițioși, să ne punem din start, să ne punem obiectivul că orice e posibil în viață, de aici plecăm, dar după aceea trebuie să formăm o echipă competitivă, o echipă foarte bună, experimentată, care să aibă jucători și care au jucat în Europa și care au experiență. În afară că vom aduce un jucător tânăr sau un jucător de perspectivă, dar o să trească să ne completăm și cu niște jucători pe fiecare compartiment, așa, care au experiență europeană. Nu știu dacă v-ați uitat pe lista posibilor adversari din turul 1, Galata. E acolo? Cum dar ar nu, fi? Nu m-am uitat, nu. Ar fi interesantă o întâlnire sau nu vreți? Cu siguranță, de mâine încolo o să ne uităm, o să mă uit, pentru că trebuie să balansăm anumite lucruri și trebuie să știm ce trebuie să facem. Ne facem noi temele cu conducerea împreună, cu ei, să vedem de ce putem, cât putem să mărim, unde trebuie să mergem, ce putem să facem, pentru că o să trebuiască să ieșim pe piață și să căutăm jucători, să aducem jucători de nivel care să fie și european. Pentru că dacă vrei să ieși în Europa, lotul trebuie să fie mult mai complet. Un club totdeauna trebuie să respecte. Sunt așa mici înțepături la un moment. N-au fost înainte de meci, fiecare, e normal ca fiecare să țină cu clubul lui, să spună anumite lucruri. Restul, toate rămân acolo, acum s-a terminat totul. Respectul, FCSB e o echipă foarte bună, cu un potențial foarte mare. Dar respectul care e tot nostru. Timpul acolo. Cum? Dar care e tot timpul acolo și în final nu reușește să pună mâna pe trofeu. Dar nu e la mine întrebarea e la ei, întrebați-i pe ei, nu pot să răspund eu. Eu doar trebuie să am grijă de clubul meu, să vorbesc de clubul meu și să avem grijă de clubul nostru. Ar trebui să înțeleagă fotbalul românesc că nu merg lucrurile făcute așa în joacă de multe ori? Fotbalul românesc sunt un lucru simplu. Fotbal și în viață. De al cezarului ce e al cezarului. Fiecare trebuie să facă în locul lui, să fie responsabil de ceva. Mie asta îmi place. Să fii responsabil de un lucru. Ce funcție ai, nu știu, dar când te duci, fii responsabil și fă-o foarte bine. Și trebuie să cauți oameni care sunt selecție. E punctul 4 din carte, selecție. A ști să selectezi, succesul stă în a ști să selectezi jucători. Sau oameni care să te facă mare. Nu cum a zis domnul Țiriac, nu? Dacă nu știu, fac o bancă și nu știu, trebuie să iau un bancher care e cel mai bun. Și să fie acolo să-mi fac. Pentru că numai așa poți să faci. Nu cred că există altă școală. Fiecare... Iar noi și la noi trebuie să facem aceleași lucruri. Conducătorul e conducerea, e conducere, președintele e președinte, vicepreședintele e vicepreședinte, directorul de marketing e marketing, directorul tehnic e tehnic, managerul e manager. Și la noi trebuie să avem fiecare cu directorul sportiv e directorul sportiv, fiecare cu funcția și fiecare trebuie să... Pentru că fiecare concurează pe nișa lui, concurează cu ceilalți. Și fiecare, eu cred că îți dorește să fie cel mai bun. Și atunci poți să excelezi. E mai greu un titlu cu farul în Liga 1 decât o calificare la Euro? Cum vedeți lucrurile din punctul de vedere? Total diferit. Total diferit.
total diferite. La echipa de club lucrezi într-un fel, zi de zi, ai timp, faci. La echipa națională, acolo chiar că trebuie să știi să selectezi, să construiești o echipă care să fie puternică. Dar acolo, chiar acolo trebuie să faci repede. Trebuie să o ai și să o construiești repede, pentru că joci odată, stai două luni, joci odată, stai deci, depinzi de rezultat. Acolo chiar că trebuie să construiești. Și construcția, cum v-am zis, nu... Mă mai repet încă o dată, eu nu mă abat de ce zic. Acolo trebuie să construiești un proiect pe termen mediu și lung, câștigător. Câștigător, în care să fie cei mai buni. Edi Ordănescu v-a trimis un mesaj de felicitare, că știu că ați mai avut așa ieșiri în care ați criticat anumite alegeri pe care le-a făcut. Eu? Nu, am zis doar de Iannis atunci o opinie personală, pentru că sunt de fotbal și atât. Iannis, deja eu sunt tata lui Iannis. Am ajuns să mi se zică că sunt tata lui Iannis și sunt mândru de el că s-a dus în Scoția, nu oriunde. M-am dus acolo și așa mi-au zis și sunt mândru de acest lucru. Ce-a spus tatăl lui Iannis, nu... Da, toată lumea. Și sunt mândru de lucrul ăsta. El are partea lui importantă la echipa națională care trebuie să o ducă ele acolo și el e responsabil de toată. Și nimic altceva. Raportul e normal. Am dat o opinie, am dreptul meu la opinia mea și când mi-o zic, mi-o asum. Așa am gândit, așa, când eu gândesc un lucru și spun, așa am gândit, 100%, am crezut, n-am zis nimic ieșit din comun, o normalitate în care așa am crezut eu că Iannis nu a fost important. Mișcarea care s-a făcut în momentul acela, că Iannis nu e important pentru Edi. Punct. Atât. Pentru că dacă era important, era în lista preliminară. Punct. N-am zis nici de convocare, nici de câte minute să joace, nici de cât trebuie să joace. S-au depășit. Iar după aceea, ca în România, comentariile s-au dus în zone foarte departe. Dar eu a fost destul de simplu. Pentru că jucătorul trebuia să fie anunțat înainte, pentru că era un jucător important. Eu așa am văzut că selecționerul a spus că era un jucător foarte important cât a fost accidentat. Da. Toată România și toți a spus că e un jucător important pentru echipa națională, ne lipsește Iannis un an de zile. El când a fost sănătos, nu era pe listă și n-a fost anunțat. Un jucător important, cel puțin asta știu și eu, 100%, te duci și vorbești cu el față în față și îi spui. Acum trebuie să-l anunți. Dacă nu e important, vede prin ziare că nu e. Și așa, și atunci e normal să ies să zic o opinie uneia care am jucat și eu la echipa națională și ca suporter mi-am dat cu părerea. Iannis, cum ceilalți vă dați, toată lumea. Toată lumea vorbește în România, numai eu n-am voie să zic nimica. Ba da, am și eu voie să zic și o să o zic. Nu, o să o zic pentru că părerea mea totdeauna cred eu că trebuie să-mi dau cu părerea când cred eu de cuvință sau când pot eu. Iannis a fost afectat de toată situația asta sau el e foarte puternic și a fost crescut în așa fel încât să nu fie... Iannis trebuie să știți un singur lucru, că își dorește, iubește România și ar fi mândru totdeauna să joace pentru echipa României și v-a arătat-o. La toți, cu toți, că bagă suflet, își dorește mai mult ca orice să fie și își dorește performanță. Iannis chiar îi place să câștige, îi place să se facă performanță, se gândește ca România să se ducă la campionate europene, mondiale. Acesta, el și toți ceilalți, toată generația lui, care e o generație extraordinară. Generație extraordinară. Ne-a scos în stradă, ei au făcut-o și acei tineri, eu zic că e o bază a României. Ar fi o întrebare... Care a fost duelul din sezonul acesta care v-a provocat așa cel mai mult ca, nu știu, ca tactică, modul în care a fost ca adversar un anumit antrenor? Cu tactică, total sunt diferiți și unii și alții. De la antrenori tineri, de antrenori mai cu experiență, toate meciurile astea din play-off au fost dificile, trebuie să analizez foarte mult detalii. Eu, cum am zis, de la un meci la altul, rup foile, tot ce-mi scriu, tot ce fac, le rup. După aceea, când vine celălalt meci, iară trebuie să încep de la zero, să văd mici detalii care se schimbă de la una la alta. Deci, da, e multă tactică. E clar că fotbalul are și tactică, sisteme și tactică și antrenorii trebuie să facă lucrul ăsta.
Vă considerați un antrenor norocos sau sunteți un om care muncește mult? Nu, mă consider un om norocos. Dar cineva are grijă de mine și dă, când îmi trebuie, îmi dă niște lucruri bine, de mic. Cred că sunt, da, sunt norocos, da. Pentru că am avut cei mai buni antrenori, cei mai buni profesori, pentru că am jucat în România în momentul cel mai frumos, când a fost perioada cea mai bună, că m-au dorit Madrid și Barcelona și m-am dus la ele și e puțin ca să ajung și acolo, că acum am venit înapoi și am făcut o academie și un club și suntem acum la Faro, ne-am unit și suntem un club puternic și facem și excelăm și facem performanță. Noroc, dar norocul ți-l faci, bineînțeles. Noroc. În spatele acestui lucru stă multă muncă. Care ar fi tinerii pe care pariați pe viitor? Pentru că știu tot timpul că aveți un pariu pe care îl scoateți. Da, nu-i bine să vă răsc, am mulți, dar așa, foarte tineri, Stoian și Doicar, 2007, care la anul să-i vedeți cu noi, așa cum am spus, care au câștigat campionii naționale, acum au marcat golurile, și care sunt la lotul național. Deja lumea știe. Cum e sentimentul acela? Că dacă sunt serios. Atenție, eu nu pot să mă duc mai mult de atât. Eu doar văd niște lucruri, sper ca ei să fie foarte serioși, să-și dorească să se antreneze foarte mult, să devină foarte buni. Ultima întrebare, cum e sentimentul acela când la finalul unui sezon în care muncești foarte, foarte mult, ridici trofeul, primești medalia, cum îl simțiți dumneavoastră? Bucurie, fericire și mult respect. Acele am scris la jucători pe tablă. De asta te lupți, de aia vrei victoria, ea ți-aduce bucurie, fericire, împlinire și mult, mult respect. Mulțumesc tare mult! Mersi.